Aș vrea foarte mult să subliniez și după aia continui tu cu ce vrei să mă întrebi. Da. Că transmit tuturor femeilor să nu se joace cu hormonii. Așa. Pentru că este foarte simplu să te duci la farmacie, să ceri o folie de... Nu dau nume că n-are sens, nici nu cred că am voie. Da, așa. Și se dă. Ok, vede că nu rămâne însărcinată. N-ar trebui eliberate acestea și cu prescripție medicală? În primul medicală. Rând cu prescripție. În al doilea rând ar trebui consiliată femeia înainte și ca ea să știe la ce se expune. Corect. Eu nu vreau să... Eu nu sunt aici în calitate de judecător suprem, sub nicio formă, sau de justițiar. Și nici nu sunt pro și nu sunt nici contra. Doar vreau să spun, într-adevăr, care este realitatea acestor lucruri. Da, contraceptivele hormonale, indiferent că sunt ca și sterilet, că sunt ca și plasturi transdermici, că sunt și ca și injecții intramusculare, dar sau pilule, nu contează. Ele sunt pe bază hormonală și atunci pot să aibă diferite efecte la care să nu ne așteptăm. A, dar n-am știut. Da, nu, înainte de a te hotărâ la o metodă contraceptivă, din punctul meu de vedere, trebuie să vii la consiliere. Da, trebuie să faci un control medical. Acum, și uneori pe mai multe specialități. Nu trebuie să mergem chiar atât la modul exhaustiv. Să chiar să ne căutăm din cap până în picioare pentru a lua anticoncepțional. Dar sunt niște puncte anume care trebuie atinse în vederea începerii contraceptivului. Bun. Am stabilit că aceste pastile de a doua zi, aceste tablete de a doua zi, își fac efectul în primele 72 de ore de la contactul sexual neprotejat, mergând chiar până la numărul de 5 zile de la acel contact neprotejat. Ele își fac efectul doar pentru contactul neprotejat de dinainte administrării ei, nu și ce se întâmplă după. Bun. Am stabilit că acestea pot fi luate maxim 2 pe an. Am stabilit și riscurile și efectele adverse. Vreau să te mai întreb un aspect. Dacă am luat anticoncepționale o perioadă de timp și tu spuneai foarte clar că acestea își pierd efectul din momentul în care am luat ultima tabletă. Sau din momentul în care am uitat să luăm o pilulă din folie. Da. De asta apar sarcinile pe contraceptiv. Sunt foarte sensibile. Exact. Și aici iar vreau să ajung. În momentul în care ești femeie, iei acele anticoncepționale, da? Uiți o pastiluță, cea de joi, să spunem. Da? Ai avut contact sexual neprotejat. Ce faci? Iei a doua zi următoarea pilulă anticoncepțională, da, și atunci se evită o sarcină? Sau trebuie să recurgi la această pastilă de a doua zi și iei și anticoncepționalul? Cum ar trebui să... Contează foarte mult ca pastilele anticoncepționale, pilulele, sunt în folii de 21 de, da, pastile sau de 28. De la 21 la 28, de obicei, conțin fier sau zahăr. Pentru că, adică sunt niște pastile placebo, doar ca femeia să nu uite, da, să ia pastila, să mi se formeze un ritual, da? Da. Depinde care, din care parte a foliei uiți să iei pastila. Pentru că dacă uiți să iei pastila în ultima parte și o iei în decurs de 12 ore, de exemplu, să spunem că luați pastila la o seară la ora 7. Da. Până dacă se ia pastila respectivă până la ora 7 dimineața,
protecția este garantată în continuare. Bun. 12 ore, spre deosebire de pastilele doar pe bază de progesteron, care trebuie luate la oră fixă. Uh-huh. Deci nici mai devreme, nici mai târziu. Ele sunt mult mai sensibile. Dacă se uită o pastilă din folie, de la mijlocul foliei, deci la mijlocul ciclului menstrual, da, ar veni, atunci este indicat să se ia pastila uitată și următoarea pastilă. Eu personal nu aș recomanda să se ia și pastila de a doua zi, pentru că mi se pare deja foarte mult. Da. Da? Dar dacă se impune și femeia este într-adevăr extrem de speriată, poate să facă lucrul ăsta asumându-și. Da? Dar nu poate fi un boom de hormone acolo? Păi asta încerc nu să spun. Știu, aici vreau, asta încerc să spun. Că deja luând, să spunem, contraceptivul de 6 luni, dau un exemplu, un an, da? Da. Și corpul tău deja este obișnuit. Are un și ritm. Are un ritm. Atunci, pastila de a doua zi luată pe contraceptiv nu este cea mai fericită alegere. Poate fi. Care ar putea fi riscurile? Riscurile sunt aceleași pe care le-am povestit și mai devreme. Sunt riscuri de sângerări. Deci poate să apară o sângerare imediat după administrarea pilulei de a doua zi? În ceea ce, dacă vorbim exclusiv de pilula de a doua zi luată, bine, lăsând la o parte... Lăsăm anticoncepționale, așa, mergem după vorbim, pilula de a doua zi. Exact. Ea poate avea ca efecte adverse. Sângerări, dureri pelvine, dureri de cap, dureri, migrene... poate avea greață, vărsături. Bine, pe lângă astea, clasicele sunt greață, vărsături. Dereglări hormonale, da, pentru că sau spotting, da, să existe niște scurgeri de sânge mai mult timp. Uh-huh. În cele mai multe cazuri, de obicei, menstruația îi vine femeii la momentul la care trebuia să-i vină sau cu câteva 2-3 zile mai devreme sau mai târziu. Deci, de obicei, cam asta este regula. Excepția este că, unu, poți rămâne însărcinată, uh-huh, adică au și acestea gradul lor de eficiență și clar nu este 100%. Sau poate să îi vină cu întârziere și atunci să intervină iarăși problemele psihoemoționale, în care apare panica, în care și așa mai, bun, departe. Pentru că ne apropiem de finalul emisiunii și la 10.30 intră colega mea, Raluca Costin, vreau să menționăm puțin și celelalte metode contraceptive. Care ar mai fi acestea? Deci am stabilit prezervativ, diafragmă, anticoncepționale, da, contraceptivele, așa, pastilele, pastila de a doua zi, ca aia măsură de... Ca o măsură excepțională, a opri o sarcină nedorită. Și dispozitivul intrauterin. Da, dispozitivul intrauterin, adică steriletul. Steriletul, care și acestea sunt de două feluri. Haidem. Este primul fel, care este din cupru și care pur și simplu va face o inflamație, da, da, a endometrului, a cavității, uh-huh, uterine și atunci nidația va fi mult mai greu să aibă loc. Va avea loc mult mai greu. Deși s-au întâmplat cazuri în care femeile au rămas sărcinate, da, chiar cu sterilet, cu sterilet care, uh-huh, să stea chiar bine la locul lui. Adică, dar ce s-a întâmplat acolo? Cum a fost posibil? Se poate întâmpla ca pur și simplu această metodă să nu funcționeze în anumite cazuri. Deci, da, și steriletul are ale lui. Este o metodă foarte facilă și sigură și în special la femeile care au născut. Eu nu recomand sub nicio formă nuliparelor, deci femeile care nu au copii, da? Pentru că își strică
tot ce înseamnă cavitate endometrială, cavitate endometru, cavitate uterină, și atunci când vor dori să aibă o sarcină, le va fi foarte greu.